Persoanele cu handicap din Gorj, care nu au niciun fel de rude, ar putea rămâne fără însoțitori. Asta pentru că din ce în ce mai mulți primari sunt deciși să-i disponibilizeze pe cei care au grijă de ei. Motivul? Nu sunt bani pentru plata salariilor. Din luna martie și până în prezent, 3 primării au făcut economii la bugetul de stat în acest fel. Este vorba de primăriile Aninoasa, Scoarța și Dragotești. La Aninoasa au fost date afară 8 persoane, la Scoarța 21, iar la Dragotești 13. Și lista nu se încheie aici. Primăria Buntenii a trimis deja notificare la AJOFM, iar autoritățile locale din Marinești spun că vor face același lucru peste 2 luni, întrucât până atunci mai sunt bani pentru plata salariilor însoțitorilor persoanelor cu handicap. Primăria Bulteni, 28 de persoane. Primarul din localitate, Vasile Vlăduleanu, susține că s-a ajuns la disponibilizări din cauza bugetului mic al primăriei. Am păstrat însoțitorii care îngrijesc copii, 5 însoțitori care îngrijesc copii, și ceilalți în șomaj un an de zile. Vedem ce se întâmplă după aceea. S-a îndreptat cu ceva situația financiară a primăriei, reprimim. Dacă nu, vom vedea ce soluție putem să abordăm. Cât cheltuiați lunar cu plata salariilor acestora? Valoric 330 de milioane pe lună. Îngrijitorii persoanelor cu handicap din Bălteni nu sunt singurii care vor rămâne fără loc de muncă. Începând de luna viitoare vor avea loc disponibilizări și la UMR, unde vor fi trimiși în șomaj 62 de angajați.